Eu sunt așa fericită că suntem toți trei. E cel mai frumos cadou din lume pentru mine. Ce e? Ești ok? Da, da. Mi-am uitat portofelul în mașină. Mă duc după el. Vine mea, da? Bine, dar să nu stai mult, te rog. Da. Ai luat de să ne cocoșăm? Unde-i parca, mă, mașina aia? Ai început să uiți, ha? Fii atentă. Omul cu vârsta mai și uită, na. Lecitină. E pentru memorie. Ține minte să iei, să-ți cumperi. Auzi, știi ceva? Mm? Am cumpărat, mă, dar am uitat să o iau. E senilă. Da, da. Ia să fim serioși. Unde ai pus-o, mă, mașina? Ghici. Vața și năvodul mașinii. Asta e... Nu e ea? Ce e asta? Zici și mie. Ce te-a pus să faci asta? Spui și mie? Spui și mie? Da. Se poate? Da. Am trimis echipamentul de sport și... Da, nu de asta te-am chemat. Te-am chemat să văd ce faci la muncă, cum e la muncă. Da, păi chiar voiam și eu să vorbim despre asta. Hmm. Știi că am din ce în ce mai multă treabă la agenție și îmi place foarte mult. Și voiam să te rog să... Îmi reduci orele aici până găsești pe altcineva. Sigur, da, da, da. Dar de ce ai mai multă treabă acolo? Ce... Contează? Da, sunt soțul tău. Adică, nu e normal să... Nu, Petru, contează? Dacă erai soțul meu, dormeam în același pat și ne făceam planuri împreună. Ai spus că înțelegi situația asta. Da, dar n-am spus că o accept. Așa. Și de asta trebuie să divorțăm. Doar de asta. Petru, nu înțeleg. Ce vrei să-mi spui? Nu știu, Lea, mi se pare așa că... Ți-ai creat o altă viață în care eu nu mai fac parte. Petru, ce vrei? Să-mi fie rușine? Asta vrei? Să-mi fie rușine cu munca mea? Asta e munca ta? Parcă lucrai într-o agenție de publicitate, chiar. Nu că dansezi dezbrăcată. Dansez într-un costum de balet. Petru, nu e nimic rușinos în asta.
Nu e rușinos. Pentru mine e foarte rușinos, crede-mă. Mai ales când merg pe stradă așa, dintr-o dată, și dintr-o dată te văd pe tine pe un panou mare, dezbrăcată, și te uită toată lumea la tine. Ce voiai să fac? Zi-mi. Voiai să-ți cer voie? Da. Normal că trebuia să-mi cer voie. Cum să sunt soțul tău? Când, Petru? Când să-ți cer voie? Când îl culc pe Robi? Sau nu, mai bine vin la tine la birou și află toată lumea că sunt de fapt soția ta, nu? Nu! Și mai bine, vin când ești la masă cu Alice și te întreb acolo... Băi, potolește-te, gata, taci din gură! Taci din gură! Nu mai ești o copilă, nu mai faci de capul tău lucrurile! Tu chiar vorbești serios! Da, vorbesc serios, ce nu înțelegi? Ești soția mea și faci și ce spun eu. Te sfătuiești cu mine? Petru, nu știu, unele femei ar putea să fie măgulite că soții lor sunt geloși din așa ceva, așa. Dar să știi că mie mi se pare jignitor. Jignitor? Se pare jignitor? Jignitor e că te-ai urcat tu și te-ai pozat ca o panoramă. Să nu mai zici în viața ta așa ceva. Am dansat, Petru, atât. Atât. Și dacă tu crezi că a fost mai mult de atât, ești la fel de limitat ca Marcel. Chiar credeam că ești mai mult de atât. Și doar pentru că sunt soția ta, nu înseamnă exact. Că sunt și proprietatea soția ta. Soția mea. A mea. Ești a mea. Nu pentru mult timp, să știi că plec. Dar normal, normal că pleci, cum să nu? Păi nu trebuie să mai faci altă shooting de ăsta în care să apar tu dezbrăcată, să te vadă toți ratații, nu? Să uiți de mine? Nu, nu, ești a mea. Petru, continuă să faci așa și te dau în judecată și tot obțin divorțul ăla. Alo? Mai încet, că se aude de pe hol. Vorbeam. Nu, discuția tocmai s-a încheiat. Tu crezi că e semăn? Ce? Lui tata, crezi că e semăn? Crezi că-s gelos așa din orice? Ce ai, doamne, ești nebun? Nu, nu cred că ai putea niciodată să faci ce a făcut el. Nu știu, Pavel, nu e razna, pur și simplu nebunesc. Efectiv, sunt un idiot. Da, cred că amândoi suntem. Fiecare în felul lui. Pavel! Vin până jos? Avem ceva de vorbit? Iar... Da, da, vin imediat. Trebuie să...